de ce te tot iei de băieții cu pantalon 3 sferturi, cu pantalon cu turul lăsat, cu pantalon mulați? E o modă, poartă toată lumea. E absurd să te iei că nu mai sunt personaje singulare. Mi-a scris unul dintre voi cu câteva pule strecurate în întrebări și un ton mai puțin prietenos decât ăsta. Și să știți că eu răspund și haterilor dacă articulează, adică dacă întrebarea e coerentă sau nemulțumirea, mă rog. Și am un răspuns. Bă, nu mă deranjează că vă îmbrăcați prost. După părerea mea, cine se îmbracă cu genul ăla de pantalon se îmbracă prost. Cu gleznuța la vedere sau excesiv de molat sau mai știu cum. Și vă spun și de ce. În aproape orice loc mergem, și eu și voi, eu arăt cu 10% mai bine doar pentru că sunteți și voi acolo. Nu că ar fi important, adică nu că eu aș fi un jucător în piața asta de arătat bine, dar bă, măcar ascultați, nu mă ascultați pe mine, autorul de conținut. Faceți abstracție de ăsta de pe YouTube. Bă, dacă un tip a avut succes, nu, n-a suferit eșecuri, nu că a avut succes, că ar fi laudă de sine. Bă, timp de 30 de fucking ani, adică nu 2, 6, 1, o vară când erau la modă blugii drepți. Bă, credeți măcar în puterea durabilității, da, experienței. N-am investit în viața mea bani în ținute extravagante, colorate, cu culori sau cu croieli la modă într-un anumit moment. Și n-am dus lipsă de. Bă, niciodată. Niciodată. Adică, și Doamne, ce bine mă simt cumva că nu m-am, că n-am agățat sau n-am avut relații sau n-am cunoscut tipe frumoase, mișto, da, femeia vieții mele, după caz, datorită hăinuțelor, pentru că ar fi fost mega penibil. Mega penibil. Să auzi o tipă care îți spune, știi, acum X perioadă de timp când te-am întâlnit, ți-am văzut pantalonașia fluturând așa și am zis, trebuie să-i fac un copil acestui tip. Hai mă, să-ți idioți! Și acum n-am să continui la infinit. Adică eu nu militez împotriva dreptului de a te îmbrăca cum vrei. Adică libertatea de exprimare e importantă și pentru mine. Și dacă tu crezi că așa trebuie să ai niște pantaloni mov mulați cu lame auriu pe muche și cu leopard la poale, Dumnezeule mare, fă-ți de cap. Dar încearcă, eu îți vorbesc doar despre partea practică a acestei chestii, da? Eu mă îmbrac normal, am niște blugi negri, o cămașă neagră, niște pantofi negri în picioare. Pentru mine e ok. Nu atrag atenția prin ținuta mea, dacă e să atrag atenția cuiva, o fac datorită a ceea ce spun sau o fac în momentul ăla, nu datorită hăinuțelor. Nu arăt disperat, adică niciodată nu pare că vânez, că-mi curb balele, că singur și deprimat și că nu mi-a mai trecut prin pat o tipă de nu știu când. Tu, în schimb, cu pantalonașii tăi, fix asta transmiți, mă. Faptul că pantalonii tăi sunt mai scurți, mai largi, mai strinți, mai colorați, transmit, că vrei sau nu, adică este inevitabil, dorința ta de a fi remarcat și inabilitatea ta de a te face remarcat prin limbaj, prin viu grai, da, ca viețuitoarele evoluate, prin gesturi frumoase, prin nu știu, să când te îmbraci așa cu ceva care țipă, sunt diferit, sunt aparte, sunt grozav, transmiți de fapt, sunt foarte singur, nu beneficiez de atenția nimănui, dacă aș avea o lamă acum mi-aș tăia toate începuturile. Asta e ideea. Și nu subestima fetele, adică mai ales băieții foarte dichisiți. Băi băieți, băi coaie, când o tipă vă vede atât de dichisiți, chiar dacă inițial vă admiră, vai ce chic și ce elegant este domnul, nu se duce mental în filmul mamă ce mișto mi-ar fi alături de acest om. Pentru că e îngrozită de cât trebuie să vă spele, să vă calce. E îngrozită de faptul că dacă vă regăsiți așa, sunteți minunați în ce faceți voi. Doar când sunteți eleganți și dichisiți, că vă vede doar așa, nu? Dacă așa vă popoționați de câte ori ieșiți, o să creadă că nu vă simțiți foarte bine când nu sunteți bine îmbrăcați și că automat, dacă ea vă calcă greșit pantalonii sau intră la apă pantalonii sau mai știu eu ce,
vă puteți transforma în niște fiare brutale și tâmpite. Vă vedeți și nesiguri? Mamă, dacă ăsta stă o oră să gătească mai mult ca mine când pleacă de acasă, păi ce să contez pe el să fie om într-o zi în care aruncă un ou cafea pe el? O să fug acasă, rușinat și plângând. Îmbrăcați-vă cum vreți, nu o să insist cu teoria mea, deși teoria mea valorează ceva, pentru că teoria mea a fucking funcționat în pana mea. O duraie de timp. Și văd în jurul meu. Și văd la ce fel de bărbați, uite, femeile mișto, adică nu... Faptul că o tipă e decoltată sau are fundul mișto nu e mișto. O femeie mișto înseamnă mai mult de atât, dar s-ar putea să nu știți încă chestia asta. Femeile mișto se uită după bărbații siguri de ei, da? Pe scurt. Sigur de ei și care nu au comportamente bizare. Faptul că vă îmbrăcați deosebit, într-un mod țipător, că vreți să-i patați cu niște pantaloni roșii, cu gleznuțe, cu așa, nu o face să vă dea puncte. O face să vă identifice mai ușor slăbiciunile și câteodată chiar se poartă mai nasol cu voi pentru că sunteți în halul ăsta. Și mai e ceva ce merită povestit. Chiar merită. Băi, ok, ai pantalon cu vedere la gleznă. Bă, explicăm de ce. Ce se vede frumos la pantalon? Adică, uite, o tipă când poartă decolteu, se văd sânii mișto. Când are o fustă scurtă, se văd picioarele mișto, da? Când are ceva mulat, se vede un bazin mișto, un fund. Bă, la un bărbat nu se vede așa ceva. La un blug mulat se vede că aveți picioarele diforme, pentru că foarte puțin arătați ca niște zei. Adică v-ați uitat voi pe panoul ăla de la Zara cu acel băiat frumos pe care stau mișto niște pantaloni 3 sferturi, dar stau mișto că are corpul bine clădit, că e fotomodel. Tu ești un gras sedentar, arăți ca curul în blugiul ăla. Gleznuța, ok, ce femeie ai auzit tu, ai văzut tu? Întreau pe măta, pe sorta, pe cine vrei tu. Dacă vreodată în viață s-a întors așa pe stradă, zic, mamă, ce glezne are ăla, știi? Păi sunteți idioți la cap. Adică nimic, nu aveți niciun argument să purtați prostiile astea. Arătați nesiguri, arătați influențabil, dacă a apărut moda și voi ați înhățat-o, bă, nu sunteți niște tip cu care judecă lucrurile. Pe scurt, nu ai niciun motiv să te îmbraci în halul ăla, bă, niciunul. Uite, fă măcar ca experiment, o săptămână. Îmbracă-te în blugi normali, cu cămăși normale, cu tricouri normale. Vezi ce-s. Pa!